Good morning and God bless you. Bună dimineața și Dumnezeu să vă binecuvânteze. It's a great pleasure for me to be invited to meet with you this morning. Este o mare bucurie pentru mine că m-ați invitat să fiu împreună cu dumneavoastră. I'm grateful for the opportunity of speaking to you from God's word. Și sunt recunoscător pentru această oportunitate de a vă vorbi din cuvântul lui Dumnezeu. I regret that I cannot speak to you in your language. Îmi pare rău că nu vă pot vorbi în limba dumneavoastră. But I speak very good English. Dar eu cunosc foarte bine limba engleză. And as we will all speak English in heaven, I encourage you to listen carefully. Și pentru că toți vom vorbi limba engleză în cer, vă încurajez să o învățați. But I am trying to learn your language. Dar încerc să învăț limba dumneavoastră. But I've been very busy since I've been here. Dar am fost foarte ocupat de când am ajuns în România. So I've had little opportunity to learn. Și am avut foarte puțin timp ca să învăț. I only know four words. De fapt, cunosc doar patru cuvinte. And I'm not sure if I pronounce them correctly. Și nici măcar nu sunt sigur că le pronunț corect. So perhaps I could say them to you. Probabil că aș putea să vi le spun. And you could help me. Și poate că mă veți ajuta. The first Romanian word I've learned is pace. Primul cuvânt românesc pe care l-am învățat este pace. The second one is amen. Al doilea este amin. The third one is aleluia. Al treilea este aleluia. And the fourth one is Coca-Cola. Și al patrulea este Coca-Cola. So, how is my Romanian? Deci ce părere aveți despre româna mea? I'm grateful for my sister interpreting what I want to say to you. Sunt recunoscătoare pentru sora noastră care traduce. Now she doesn't know who I am. Ea nu știe cine sunt. And she has no idea how I speak. N-are idee cum vorbesc. So pray for her as well. That's for me. Deci rugați-vă și pentru ea și pentru mine. First a story. În primul rând aș vrea să vă spun o povestire. It's one of my favorite stories. E una din povestirile mele preferate. I don't know anybody else who tells this story. Și nu mai cunosc nicio altă persoană care o povestește. So if I want to hear it, deci dacă eu vreau să o aud, I have to tell it. Trebuie să o spun. So I will enjoy it myself whether you like it or not. Deci eu mă voi bucura de ea indiferent dacă vă o să vă placă sau nu. There was one man on an island in the South Seas. Era un om pe o insulă în Marea Sudului. He had been there for 25 years on his own. Era singur acolo de 25 de ani. One day he saw a ship coming. Într-o zi a văzut un vapor care se apropia. He waved to them. Și a început să le facă din mână. And the sailors came ashore. Și marinarii s-au apropiat. They said, "We're surprised to see you here." Și au spus, suntem foarte surprinși să te vedem aici. How many people live on the island? Câți oameni locuiesc pe această insulă? He said, I'm the only one. Și l-a spus, eu sunt singurul. They said, well, how long have you been here? Și l-au întrebat, de când ești aici? 25 years. De 25 de ani. 25 years on your own? Și de 25 de ani stai singur aici? Yes. Da. What are all these beautiful buildings? What are all these beautiful buildings? Ce cu toate clădirile acestea vechi, frumoase? He said, I built them. Și el a spus, eu le-am construit. I'm a builder. Eu sunt un constructor. I had nothing else to do. Și nu aveam altceva de făcut. So I just built them. Așa că le-am construit. He said, what's that building there? Și ei au întrebat, ce cu clădirea aceea de acolo? Ah, that's my house. Și el a spus, e casa mea. How many people live in it? Câți oameni locuiesc acolo? I'm the only person on the island. Eu sunt singurul de pe insulă. That's amazing. E uimitor. What's that building there? Ce e cu cealaltă casă? That's the church I go to. Aceea este biserica la care merg. Ah, it's a big church. E o biserică mare. How many people in the congregation? Câți oameni participă la întâlniri? I'm the only person on the island. Eu sunt singurul care locuiesc pe această insulă. Amazing. Uimitor. What's that building over there? Dar ce cu clădirea aceea de acolo? Ah, that's nothing. Ah, nu e nimic. That's the church I used to go to. Asta este biserica la care obișnuiam să merg înainte. You like that story, huh?
All right, now why did I tell you that story? De ce v-am spus această povestire? Because this man had some mistaken ideas about church. Acest om avea niște idei greșite despre biserică. First of all, you cannot have a church of one. În primul rând, nu poate exista o biserică cu un singur membru, cu o singură persoană. For the basic idea of church includes the idea of community. Pentru că în esență biserica înseamnă comunitate. And the second confusion he had. Și a doua idee greșită pe care o avea. Church is not somewhere you go. Biserica nu este un loc la care mergi. So it cannot be somewhere you stop going. Deci nu poate fi un loc la care nu mai mergi la un moment dat. And those are two very common mistakes about church. Și acestea sunt două idei greșite foarte răspândite și astăzi. Many people have a very individual Christianity. Mulți oameni au un creștinism foarte individualist. They have little concept of the corporate dimension. They have little understanding of the community part of it. Ei nu înțeleg aspectul comunitar al bisericii. And they have the idea that it is something they go to if they want to, but don't go to if they don't want to. Și cred că biserica este un loc la care ei merg dacă vor să meargă și nu mai merg dacă nu mai vor să meargă. Now we need to be clear as to what the Bible means by church. Și din această cauză trebuie să înțelegem foarte bine ce spune Biblia cu privire la biserică. If we had said to Jesus, dacă noi am fi spus lui Isus, would you come to our church on Sunday and preach for us? Vrei să vii la biserica noastră duminică și să predici? He would have had no idea what you meant. El nu ar fi înțeles ce vrei să spui. If we told the apostle Paul, see that building there? That's our church. Dacă i-ai fi spus apostolului Pavel, vezi acea clădire, este biserica noastră. He'd have been totally confused. El ar fi fost foarte confuz. Churches were not buildings until the 4th century. Bisericile nu aveau clădiri, nu erau clădiri până în secolul 4. For 3.5 centuries they'd managed without their own buildings. For 3.5 centuries they had no buildings. Timp de 3 secole și jumătate credincioșii nu aveau clădiri ale bisericii. And it was Emperor Constantine who had the idea. Și împăratul Constantin a avut această idee. Now we know that when they thought about church they were not thinking about somewhere you go. Deci știm că atunci când credincioșii Noului Testament se gândeau la biserică, nu se gândeau la un anumit loc unde mergeau. Sometimes the letters in the Bible are addressed to a church. Câteodată scrisorile din Noul Testament sunt adresate unei biserici. Now buildings can't read letters. Clădirile nu pot să citească scrisori. It's people who read letters. Oamenii citesc scrisori. And another thing we notice in the Bible. Și observăm un alt lucru în Biblie. Some of the letters in the Bible are addressed to the church that meets in your house. Unele din scrisorile Noului Testament sunt adresate bisericii care se întâlnește în casa ta. So the church is something that can read. Deci biserica este ceva sau cineva care poate să citească. And it is something that can meet together. Ceva care se poate întâlni împreună. In other words, the church is people. Cu alte cuvinte, biserica sunt oamenii. And it is people who gather together. Oamenii care se adună împreună. And they gather together as community. Și se adună împreună sub forma unei comunități. To do something. Pentru a face ceva. So now we've got a long way from many people's understanding of church. Deci este o diferență foarte mare de față de înțelegerea unora despre biserică. Now there are two basic ideas in the Bible concerning the church. În Biblie vedem două idei centrale referitoare la biserică. The first one is that the church is a community that gathers together. Prima idee
este că biserica este o comunitate care se adună împreună. And the second is that the church is a community that scatters into the world. Și a doua idee centrală este că biserica este o comunitate care se răspândește în lume. And the two are closely related to each other. Și aceste două idei sunt foarte conectate. Now, if we are to scatter effectively into the world, dacă noi, pentru ca noi să ne răspândim cu eficiență în lume, then it is important that we know why we're gathering together first. Este foarte important să știm de ce ne adunăm împreună la început. It is the quality of the gathering that decides the effectiveness of the scattering. Calitatea întâlnirii împreună determină eficiența răspândirii în lume. And it is the effectiveness of the scattering that provides the growth for the gathering. Și eficiența sau eficacitatea răspândirii bisericii în lume dă o mai mare putere și vitalitate întâlnirii împreună a credincioșilor. So the Bible talks to the churches about when you come together. Deci în Biblie vedem că credincioșilor li se spune atunci când vă întâlniți împreună. And Jesus said to the churches, as the Father sent me, so I am sending you. Și Iisus a spus bisericii, așa cum Tatăl m-a trimis pe mine și eu vă trimit pe voi. So we need to think of the church gathered. Deci trebuie să ne gândim la biserica adunată împreună. We think of the church scattered. Și trebuie să ne gândim la biserica răspândită. All right, so let's look at the church gathered. Acum haideți să privim la biserica adunată. It's not a building. Nu este vorba despre clădire. It's a group of people. Ci este vorba de un grup de oameni. Why have they gathered? De ce s-au întâlnit? Why do they come together? De ce vin ei împreună? Let me ask you a question. Să vă pun o întrebare. Why are you here now? De ce sunteți aici acum? Was it because you had nothing else to do this morning? Pentru că nu aveați nimic de făcut în dimineața aceasta? Was it because you knew there are a lot of pretty girls here? Pentru că știați că sunt multe fete frumoase aici? Was it because, well, you've always gone to church on a Sunday morning? Sau pentru că asta faceți în fiecare duminică dimineața de când vă știți? Well, these are not the best reasons for gathering together. Acestea nu sunt cele mai bune motive pentru a ne aduna împreună. Now, I'll give you three reasons why the church gathers together. Aș vrea să vă dau trei motive pentru care biserica se întâlnește. We'll find this in the Bible. Și le găsim în Biblie. First of all, the church comes together for worship. În primul rând, biserica se adună împreună pentru închinare. Secondly, the church comes together for discipleship. În al doilea rând, biserica se adună împreună pentru ucenicie. Thirdly, the church comes together for fellowship. Și în al treilea rând, biserica se adună împreună pentru părtășie. Discipleship, ucenicie, worship, închinare, and fellowship. Și părtășie. The strength of those three things, puterea acestor trei lucruri, will provide the power and effectiveness for the scattering. Va da putere și eficiență răspândirii bisericii în lume. Now, I told you how the Bible says when you gather together. Vă amintesc, Biblia spune atunci când vă întâlniți împreună. And it also says as the Father sent me, I send you. Și de asemenea spune, așa cum pe mine m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Now the Latin word for sending is missio. Cuvântul latin pentru trimitere este missio. And that is why the church talks about the scattering of the church as the church's mission. Și din această cauză în biserică se vorbește despre răspândirea bisericii în lume ca fiind misiunea bisericii. Now, what is the church's mission? Care este misiunea bisericii? Well, we need to be clear about these things. Trebuie să înțelegem corect aceste lucruri. So let me ask you some questions. Să vă pun niște întrebări. What do you understand about worship?
Ce înțelegeți despre închinare? How deep have you gone into discipleship? Cât de adânc ați intrat în ucenicie? How rich is your fellowship? Cât de bogată este părtășia voastră? And how much do you have a sense of mission in your daily life? Și cât de motivați sunteți de misiune zilnic? To answer these questions is to answer the question, well, what is the church? Pentru a răspunde acestor întrebări, trebuie să răspundem întrebării ce este biserica. And what are we supposed to be doing? And what are we supposed to be doing? Și ce trebuie să facem noi? Ce trebuie să facă biserica? All right, now, very quickly, I'll give you one or two things to think about in those areas. Și foarte repede vă voi da unul sau două lucruri la care să vă gândiți. The church gathers together for worship. Biserica se adună împreună pentru închinare. In John chapter 4, Jesus has a conversation with a woman. În Ioan capitolul 4, Iisus are o conversație cu o femeie. He begins to ask her some pointed questions. Și începe să-i pune niște întrebări la țintă. She gets nervous. Ea se emoționează. So she tries to change the subject. Și încearcă să schimbe subiectul. She wants to talk about religion. Ea vrea să vorbească despre religie. And she said, well, you worship on that mountain. Și spune, voi, iudeii, vă We worship on that mountain. Noi ne închinăm pe muntele acela. But you worship on this mountain. Dar voi vă închinați pe muntele acela. And then the idea is our mountain is better than your mountain. Și ideea ei era că muntele nostru este mai bun decât muntele vostru. Our religion is better than your religion. Religia noastră e mai bună decât religia voastră. People will do that all the time. Și oamenii fac asta tot timpul. And Jesus said, don't go there. Și Iisus spune, nu mergeți în direcția asta. The time is coming when neither will be important. Va veni vremea când niciunul dintre acești munți nu va fi important. In fact, that time has come. De fapt, acea vreme a sosit. So let me tell you what's important. Hai să vă spun eu ce este important. God is looking for people. Dumnezeu caută oameni who will worship him in spirit and in truth. Care îi se vor închina în duh și în adevăr. And then he said to the lady something very interesting. Și apoi îi spune acestei femei ceva foarte interesant. You worship and you don't know what you're worshiping. Tu te închini, dar tu nu știi cui te închini. So there are three things we know about worship. Deci știm trei lucruri despre închinare. Worship should be in spirit. Închinarea trebuie să fie în duh. It should be in truth. Trebuie să fie în adevăr. And it should be sharply focused. Și trebuie să fie foarte focalizată. So, why does the church gather? Deci, de ce se întâlnește biserica? It gathers for worship. Se întâlnește pentru închinare. Worship in spirit. Să se închine în duh. And in truth. Și în adevăr. And focused. Și să aibă o închinare focalizată. Now there are a lot of other things I could say, but I won't. Sunt multe alte lucruri pe care le-aș putea spune, dar nu le voi spune. Now, what does it mean to worship in spirit and in truth? Ce înseamnă să te închini în duh și în adevăr? Well, Jesus was a Jew. Iisus era evreu. And the Jews were very, very careful about their religion. Și iudeii erau foarte, foarte atenți și riguroși cu religia lor. And many of them took it very seriously. Și mulți dintre ei o tratau cu cea mai mare seriozitate. They had all kinds of rules and regulations. Aveau tot felul de reguli. And to make sure they didn't break the rules, they got further information on the rules. Și pentru a se asigura că în niciun context nu vor încălca acele reguli, încercau să obțină și mai multe informații, să înțeleagă și mai în profunzime aceste reguli. Now, I'll give you an example. Vă dau un exemplu. One of the rules was remember the Sabbath day to keep it holy. Una dintre regulile lor era amintește-ți de ziua sabatului ca să o sfințești. So they asked the question. Și ei atunci au pus întrebarea. How do you keep the Sabbath day holy? Cum sfințești ziua sabatului? And they got an answer. Și au primit un răspuns. You don't do any work in it. Nu faci absolut niciun fel de muncă în so ziua sabatului. Said,
What is work? Apoi și-au pus întrebarea, dar ce înseamnă muncă? And they got an answer. Și-au primit un răspuns. Carrying a burden. De exemplu, să porți o povară este muncă. So then they asked the question. Și și-au pus o altă întrebare. What is a burden? Ce este o povară? And they said, if you carry something with your body that is not part of your body. O povară, a căra o povară, înseamnă să cari ceva cu trupul tău care nu este o parte a trupului tău. So then somebody said, if I wear false teeth, am I carrying a burden? Așa că cineva a zis, dacă am dinți falși, eu port o povară. If I do that, I cannot wear my false teeth on the Sabbath day. Deci eu nu mai pot să-mi port proteza în ziua sabatului. Now we think that's funny. Nouă ni se pare amuzant. It was serious. Dar ei erau foarte serioși. Because everybody was watching everybody. Pentru că fiecare îl urmărea pe celălalt. Oh, you're wearing your false teeth. Astăzi ai purtat proteza. Oh, you're carrying a burden. Porți o povară. Oh, you're working on the Sabbath day. Muncești în ziua sabatului. And everybody was watching everybody. Și fiecare îl urmărea pe cel de lângă el. And they had a religion of rules and regulations. Și avea o religie plină de reguli. That at first were good. Care inițial fuseseră bune. But now the rules and regulations were meaningless. Dar acum toate aceste reguli nu mai aveau nicio semnificație. For there was no life in their religion. Pentru că nu exista viață în religia lor. There was no spirit. Nu exista duh. And Jesus is saying the Jewish people have rules and regulations, they don't worship in spirit. Și Iisus spune, iudeii au tot felul de legi și de reguli, dar ei nu se închină în duh. Now that can happen today. Și același lucru se poate întâmpla și astăzi. There are people who have religious systems. Există oameni care au dezvoltat sisteme religioase foarte bune. Bine. They follow all the rules and regulations. Ei țin toate aceste legi și reguli. But there's no joy. Dar nu există bucurie. There's no life. Nu există viață. There's no spirit. Nu există duh. That was the problem with the Jews. Aceasta era problema iudeilor. But there was a problem with the Samaritans. Dar și samaritenii aveau o problemă. The lady he was talking to was a Samaritan. Femeia cu care vorbea Iisus era samariteancă. This was the problem of the Samaritans. Aceasta era problema samaritenilor. God's people, the people of Israel, had divided into two groups. Poporul lui Dumnezeu, evreii, se divizaseră în două grupuri. Israel and Judah. Israel și Iuda. Israel had got into a bad condition. Și Israelul ajunsese într-o stare deplorabilă. They turned away from the Lord. Se întorseseră de la Domnul. And they were brought under judgment. Și Dumnezeu își adusese judecata asupra lor. And God handed them over to the Assyrians. Și Dumnezeu i-a dat pradă asirienilor. And the Assyrian armies came in and conquered them. Armatele asiriene au venit și au cucerit Israelul. And they took the leadership of Israel back to Assyria. Au luat conducătorii Israelului, i-au dus în Asiria. And they put some of their own leadership into Israel. Și au pus propriilor conducători în Israel. And some of these Assyrian leaders married Israelite girls. Și unii dintre acești conducători asirieni s-au căsătorit cu fete evreice. Then they started to have children. Au avut copii. Then they had a problem. Și după aceea a apărut o problemă. For the Assyrians wanted them to be brought up in the Assyrian religion. Pentru că taților asirieni doreau ca copiilor să fie crescuți în tradițiile lor. And the Israelites in the Israelite religion. Și femeile evreice doreau să îi crească în tradiția ebraică. So the kids grew up confused. Așa că copiii au crescut într-o mare confuzie. And they got married. Și ei s-au căsătorit la rândul lor. And they had children. Și au avut copii. And if the parents were confused, și dacă părinții lor erau în confuzie, just imagine how confused the next generation were.
Gândiți-vă în ce confuzie a ajuns generația următoare. And in the end, something really bad happened. Și în cele din urmă ceva foarte rău s-a întâmplat. The Samaritans kept some of the religion of Israel. Samaritenii încă țineau o parte a învățăturii și a religiei iudaice. And they've got some of the religion of Assyria. Dar au combinat-o cu religia asiriană. And they mixed it all up. Așa că le-au amestecat bine. And made their own religion. Și și-au făcut propria lor religie. And what they really said was, it doesn't really matter. Și ei spuneau, de fapt nu contează. As long as you believe something. Atâta vreme cât tu crezi ceva. And as long as you're sincere about it. Atâta vreme cât tu ești sincer în ceea ce crezi. It will all be all right in the end. În cele din urmă totul va fi bine. Does that sound familiar? Sună familiară ideea aceasta? Yes, you hear it all the time. O auziți în fiecare zi. And that is not the way to go. Dar nu este așa. For there are things that are true. Pentru că există lucruri care sunt adevărate. And the opposite of them are false. Dar opusul acestor lucruri sunt false. And you can't mix truth and falsity. Și nu poți să amesteci adevărul cu falsul. And that's why God says, I want people who will worship not a mixture of all kinds of different things. Și din această cauză, Dumnezeu spune, nu vreau un popor care să se închine cuiva pe care l-au creat ei din acest amestec. Now, I know people who say, I am a Christian. Știu oameni care spun, eu sunt creștin. But I believe in reincarnation. Dar cred în reîncarnare. How can you do that? Cum poți? Reincarnation says you die. Reîncarnarea spune că mori. If you are good, you come back again. Dacă ai fost bun, te naști din nou. Something better. În ceva mai bun. If you are bad, dacă ai fost rău, you come back as something worse. Te naști în ceva mai rău. That's a simple description of reincarnation. Aceasta este o descriere foarte de bază a reîncarnării. If you come back as something worse, dacă te naști în ceva mai rău, you have a hard life. Ai o viață rea. That's punishment because you were bad in the one before. O viață grea și aceasta este pedeapsa faptului că în viața anterioară tu ai fost rău. But if you're better this time, dar dacă acum ai o viață mai bună, you'll come back as something better. Și dacă acum trăiești o viață mai bună, te vei naște în ceva mai bun. Așa că tu tot mori. You keep coming back. Și tot te naști. Up and down, up and down, up and down. Sus, jos, sus, jos. And the Bible says something different. Dar Biblia spune ceva cu totul diferit. It is appointed unto man once to die. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. And after that, și apoi, the judgment. Vine judecata. Now you can't believe both those things. Nu poți să crezi ambele lucruri în același timp. And we have to make sure we know what the truth is. Și noi trebuie să ne asigurăm că cunoaștem adevărul. And our worship is focused. Și că închinarea noastră este la țintă, focalizată. Okay. Now you remember what Jesus said to the woman of Samaria? Vă amintiți ce i-a spus Domnul Iisus femeii samaritence? He said, you don't know what you worship. Tu nu știi la ce te închini. But we do. Dar noi știm. And why did Jesus say that? Și de ce a spus Iisus acest lucru? Because Jesus was explaining that God has revealed himself. Domnul Iisus încerca să-i spună acestei femei că Dumnezeu s-a revelat pe sine. And he's made human beings capable of receiving what God is revealing. Și că a făcut ființa omenească capabilă să primească, să cunoască, să înțeleagă ce a revelat el. Now let me illustrate this for you. Să vă dau o ilustrație. I have here an iPhone. Am aici un iPhone. I am a very old man. Eu sunt un om bătrân. I have 13 grandchildren. Am 13 nepoți. My grandchildren do not think I, an old man, should have an iPhone when they do not. Și nepoții mei consideră că eu, un om bătrân, n-ar trebui să am un iPhone atâta vreme cât ei nu au unul.
They also point out to me that when I cannot work it properly, I have to ask them for help. Și ei îmi aduc aminte tot timpul. Știi, când nu te mai descurci și nu mai știi să lucrezi pe el, vii la noi să ne întrebi. I just say to them, get used to it. Și eu le spun, obișnuiți-vă cu situația. Now, this iPhone is very useful. Acest iPhone este foarte folositor. I travel all over the world. Eu călătoresc în toată lumea. Sometimes it will start ringing. Câteodată începe să sune. Now my grandchildren point out I am so old I can't hear it sometimes. Și nepoții mei îmi spun câteodată, uite, tu ești atât de în vârstă încât câteodată nici nu-l auzi când sună. That is why I turn on the vibrator. Și din această cauză îl pun pe vibrație. They say sometimes you are so old you can't even feel it vibrating. Dar ei îmi spun, pentru că ești atât de în vârstă, câteodată nici nu simți vibrațiile. All right. When I hear it ringing, când aud că sună, I put it to my ear, îl pun la ureche and I say, hello. Și spun bună ziua. And it is my wife. Și este soția mea la telefon. And she is on the other side of the world somewhere. Și ea este de cealaltă parte a lumii. And she asks me two questions. Și ea îmi pune două întrebări. Where are you? Unde ești? And the second question? Și a doua întrebare. Where am I? Unde sunt eu? We say my wife is like Christopher Columbus. Noi spunem soția mea este ca și Cristofor Columb. When Christopher Columbus set off, he did not know where he was going. Când a plecat, el nu știa încotro merge. When he arrived, he did not know where he was. Când a ajuns, nu știa unde a ajuns. When he got home, când s-a întors acasă, he had no idea where he'd been. N-a știut unde fusese. That is my wife. Așa este soția mea. Okay. Now, so she asked the question, where are you? Așa că i-am pune întrebarea, unde ești? Now, I received that question from her. Eu primesc această întrebare din partea ei. I process the question. Și eu procesez întrebarea. And then I answer și the question. Și apoi răspund. So she is communicating with me. Ea comunică cu mine. I have the ability to receive what she is communicating. Și eu am capacitatea să primesc ce îmi comunică ea. And I have the ability to respond. Și am capacitatea să-i răspund. Now that describes worship. Acest lucru descrie închinarea. God is revealing himself to humanity. Dumnezeu se revelează umanității. Humanity made in the image of God. Umanitatea, omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Is able to receive what God is transmitting. Are capacitatea să primească ce îi transmite Dumnezeu. When we receive what he is transmitting, we can respond. Și atunci când primim ceea ce ne transmite el, putem să-i răspundem. So what is worship? Ce este închinarea? Worship is our response. Închinarea este răspunsul nostru to what we have received față de ceea ce am primit that God has revealed pe care Dumnezeu l-a revelat about himself. Despre el însuși. So there are three key words. Și avem aici trei cuvinte cheie. Revealed, revelat, received, primit, respond. Și răspuns. That is worship. Ce este închinarea? And God is aceasta looking, este închinarea. God is looking for worshipers. Și Dumnezeu caută închinători. Why is God looking for worshipers? De ce caută Dumnezeu închinători? Because he needs somebody to worship him. Pentru că are nevoie de cineva care să îi se închine. Because he's sitting in heaven feeling lonely. Pentru că e în cer și se simte singur. And he's saying, oh, I wish somebody would worship me. Și spune, mi-aș dori așa mult ca cineva să mi se închine. Come on, somebody worship me. Hai, cineva să mi se închine. Tell me how wonderful I am. Spuneți-mi cât de minunat sunt. Come on, praise me. Haideți, lăudați-mă. Well, that sounds as if God has a low self-image. Asta ar părea să indice că Dumnezeu are o imagine de sine proastă. It sounds as if his ego is very shaky.
S-ar părea că sinele lui este așa foarte instabil. No, that's not why he wants us to worship him. Nu, nu din această cauză el vrea să ne închinăm. It's not for his benefit. Nu este pentru beneficiul său. It's for our benefit. Ci este pentru beneficiul nostru. It is only when we worship. Numai atunci când ne închinăm. That we enter into the fullness of our humanity. Noi intrăm în mod plenar în umanitatea noastră. And what is the fullness of our humanity? Ce înseamnă plenitudinea umanității noastre? We have the ability to receive what he is revealing. Avem capacitatea să primim ceea ce ne revelează el. And respond to what we're receiving. Și să răspundem la ceea ce primim. But we have to do one thing with the iPhone. Dar trebuie să facem ceva cu acest iPhone. And we have to do one thing with our worship. Trebuie să facem ceva cu închinarea noastră. We have to make sure it is switched on. Trebuie să ne asigurăm că este pornită. Many of our people have no time for worship. Și mulți din oamenii noștri nu au timp de închinare. They're not living in the fullness of their humanity. Și ei nu trăiesc în plenitudinea umanității lor. When we gather together, we gather for worship. Când ne adunăm împreună, ne adunăm pentru închinare. But that's all, not all. Dar nu doar pentru asta. When we scatter after worship, atunci când ne răspândim în lume după închinare, what do we do? Ce facem? Well, if you read some of the psalms, it tells you what we do. Dacă citești unii psalmi, găsești răspunsul. We go out to the nations. Mergem la națiuni. And we say to them. Și le spunem. Come, let us worship the Lord our God. Haideți să ne închinăm Domnului Dumnezeului nostru. Let us bow down before him. Haideți să ne plecăm înaintea lui. Let us offer praise and thanksgiving to his name. Haideți să aducem laudă și mulțumire numelui său. Is that what you do after you've been here on a Sunday morning? Faci tu acest lucru după ce vii aici duminica dimineața? You see, your worship is supposed to move into mission. Trebuie să înțelegi că închinarea ta trebuie să te ducă la misiune. And it is the depth of your worship. Și profunzimea, adâncimea închinării tale will determine the quality of your mission. Va determina calitatea misiunii pe care o faci. Is your discovery of what God is revealing exciting to you? Descoperirea revelației lui Dumnezeu pentru tine este minunată, este entuziasmantă? Is the fact that you can respond in joyful praise? Poți să-i răspunzi cu o laudă plină de bucurie? And glad submission? Și cu o supunere plină de bucurie? Is this exciting to you? Este acest lucru entuziasmant pentru tine? You go out to your friends and your family? Astfel încât te duci la prietenii tăi, la familia ta. And you say to them, oh, you don't know what you're missing. Și le spui, nici nu-ți imaginezi ce pierzi, ce nu ai. Oh, come, let us worship together. Haideți să ne închinăm împreună. You see, we gather and deci, we scatter. Noi ne adunăm și apoi ne răspândim. This is what the church is. Aceasta este biserica. But then we gather for discipleship. Dar în al doilea rând ne adunăm pentru ucenicie. Now, what was the first thing Jesus did when he started his ministry? Care a fost primul lucru pe care Domnul Iisus l-a făcut când și-a început lucrarea? He gathered a little group of disciples. A adunat un grup de ucenici. What was the last thing he did? Care a fost ultimul lucru pe care l-a făcut? He gathered the same little group of disciples. A adunat același grup mic de ucenici. How long was between those two events? Cât timp trecuse între aceste două evenimente? 3 years. 3 ani. 3 years public ministry, Jesus did all he came to do. În 3 ani de lucrare publică, Domnul Iisus a făcut tot ceea ce trebuia să facă. And whilst he had great crowds of people around him all the time, și
deși avea mulțimi de oameni în jurul lui tot timpul, he focused on that little group of disciples. El s-a focalizat pe acel grup mic de ucenici. The first thing he did was gather them. În primul rând, i-a adunat împreună. The last thing he did was gather them again. Primul lucru pe care l-a făcut, ultimul lucru, i-a adunat din nou. And in between, he spent a lot of time with them. Și între aceste două evenimente a petrecut foarte mult timp împreună cu ei. What was he doing with them? Ce a făcut cu ei? Well, a disciple is somebody who learns from a teacher. Un ucenic este un om care învață de la un învățător. And he learns by following the example of the teacher. Și el învață văzând exemplul învățătorului său. And as he follows the example of the teacher, he becomes more like his teacher. Și pe măsură ce el urmează modelul și exemplul învățătorului său, el devine tot mai mult asemenea învățătorului. So there are three words that describe a disciple. Deci sunt trei cuvinte care descriu ucenicul. A learner, un învățăcel, a follower, un urmaș, and an imitator, și un imitator of Jesus, al lui Isus. What do we learn about Jesus? Ce învățăm despre Isus? We learn who God is. Prin Isus învățăm cine este Dumnezeu. We learn who we are. Învățăm cine suntem noi. We learn about the world we live in. Învățăm despre lumea în care trăim. We learn about heaven. Învățăm despre cer. We learn about hell. Învățăm despre iad. We learn about eternal life. Învățăm despre viața veșnică. We have so many things to learn. Avem atât de multe lucruri de învățat. And if we learn them, we begin to discover a new life. Și dacă le învățăm, ajungem să descoperim o viață nouă. But in addition to that, we study the example of Jesus. Dar mai mult decât atât, studiem exemplul lui Isus. And as we discover how wonderful he is, și pe măsură ce descoperim cât de minunat este el, we come to him and ask him to take over our lives. Venim la el și îl rugăm să ia în stăpânire viețile noastre. And we learn more about him. Și învățăm și mai mult despre el. And we want to follow his example more closely. Și vrem să urmăm exemplul lui și mai îndeaproape. And we want to become more like him. Și vrem să devenim mai mult asemenea lui. And then we learn something wonderful. Și apoi învățăm ceva minunat. We learn not only that he died for us. Învățăm că el nu numai că a murit pentru noi. We learn that he rose again for us. Învățăm că a înviat pentru noi. And in the power of his resurrection he comes to live within us. Și în puterea învierii sale el vine să trăiască în noi. So Jesus comes into us. Deci Iisus vine în noi. Like a hand fits in a glove. Exact așa cum o mână intră într-o mănușă. And the life of the hand begins to be seen through the glove. Și viața din acea mână se vede prin mănușă. So we become more like him. Și noi devenim tot mai mult asemenea lui. And we come in the gathering of the community to be discipled. Deci noi venim împreună în adunarea comunității pentru a fi ucenici. So let me ask you a question. Să vă pun o întrebare. How much are you learning about Jesus? Cât de mult înveți despre Isus? How much are you learning about yourself? Cât de mult înveți despre tine însuți? How much are you learning about life? Cât de mult înveți despre viață? Heaven. Despre cer. And hell. Despre iad. And eternity. Despre veșnicie. And how are you what are you discovering about Jesus? Ce descoperi despre Isus? Who died for you? Care a murit pentru tine? And his resurrection. Și a înviat. And the fact that in his spirit he comes to live within you. Și despre faptul că prin Duhul Său el a venit să locuiască în tine. Are you finding your interests are changing? Îți dai seama că interesele tale se schimbă? Are you discovering different desires? Descoperi în tine dorințe noi? Are you finding old things are passing away? Vezi că în viața ta lucrurile vechi s-au dus, se duc? And new things are coming into being. Și că lucruri noi se nasc? You're being discipled. Ești ucenicizat? And that's why we gather. Din această cauză ne adunăm împreună. For worship. Pentru închinare. And discipleship. Și pentru ucenicie. But soon we will scatter.
Și în curând ne vom răspândi. And what did Jesus say to his little group of disciples? Și ce a spus Domnul Iisus ucenicilor săi? Go into all the world. Mergeți în toată lumea. And make disciples. Și faceți ucenici. Of all nations. Din toate națiunile. That's what we do after Sunday morning. Acest lucru facem după ce ne întâlnim aici duminica dimineața. Because we are excited about becoming a disciple of Jesus. Pentru că suntem entuziasmați că suntem ucenicii lui Hristos. So we gather for worship. Ne întâlnim pentru închinare. And our worship overflows in mission. Și închinarea noastră se revarsă în misiune. We come together for discipleship. Ne întâlnim pentru ucenicie. And our discipleship trains us to go and make disciples out there. Și ucenicia în care noi suntem implicați ne instruiește ca noi la rândul nostru să facem ucenici din toate neamurile. And we come together for fellowship. Și ne întâlnim împreună pentru părtășie. And there's something special about the fellowship of believers. Și este ceva absolut deosebit despre părtășia credincioșilor. You know what they used to say about the church in the very early days? Știți ce se spunea despre biserică, biserica primară? Even the enemies of the Christians said these people love each other. Chiar dușmanii creștinismului spuneau acești oameni se iubesc unii pe alții. And fellowship is a whole lot more than drinking Coca-Cola or coffee after the service. Și părtășia reală este mult mai mult decât a bea împreună cafea și Coca-Cola după întâlnirea de dimineață. Fellowship is learning to love and care for people that you wouldn't even notice outside the fellowship. Părtășia reală înseamnă să înveți să iubești și să porți de grijă acelor oameni pe care nici măcar nu i-ai observa în afara părtășiei, dacă nu ai fi în părtășia creștină. Let me tell you one story. Să vă mai spun o poveste. My wife and I travel quite often to China. Soția mea și cu mine călătorim destul de des în China. The last time we were there, we heard an interesting story. Și ultima oară când am fost acolo, am auzit o întâmplare foarte interesantă. Sometimes the Chinese authorities will close down a church. Câteodată autoritățile din China închid câte o biserică. They're not opposed to Jesus. Ei nu îi se opun lui Isus. They're not opposed to Christianity. Nu se opun creștinismului. They're just worried if a group of people becomes strong. Dar sunt foarte îngrijorați dacă un grup de oameni devine puternic. That they might resist the government. Și lor le este foarte teamă că acest grup se va împotrivi guvernului. So the government decided to close down this growing church. Așa că guvernul a hotărât să închidă o anumită biserică care creștea. They held a special meeting. The church did? The government. Și guvernul a avut o întâlnire. And the people gathered. Oamenii s-au întâlnit. And it was a very difficult meeting. Și era o întâlnire foarte dificilă. The government announced we are closing down this church. Și oficialitățile au anunțat, vom închide această biserică. And the people of the church were very upset. Și oamenii din biserică erau foarte triști. Then a lady stood up in the group. Și apoi o femeie s-a ridicat din she acel said, grup. I do not belong to this church. Și a spus, eu nu aparțin acestei biserici. I am not a Christian. Eu nu sunt creștină. As you all know, I am a member of the Communist Party. După cum știți cu toții, eu sunt membru a Partidului Comunist. That I am here to speak on behalf of the church. Dar eu sunt aici ca să vorbesc în numele bisericii, pentru biserică. I am here to tell the government you must not close this church. Eu sunt aici la această întâlnire pentru a vă spune, deci guvernului, nu închideți această biserică. This church is one of the most important things in our community. Această biserică este unul dintre cele mai importante lucruri din comunitatea noastră. They are good people. Ei sunt oameni buni. They are loving people. Ei sunt oameni plini de dragoste. They are serving people. Ei sunt oameni care slujesc. She said, "My husband died." Ea a spus, soțul meu a murit. You government officials all knew him.
Și voi din guvern l-ați cunoscut cu toții. You knew I was left alone. Știți că am rămas singură. None of you came near me. Nici unul dintre voi nu s-a apropiat de mine. None of you helped me. Nici unul nu m-ați ajutat. Not one member of the party came to my aid. Nici unul dintre membrii partidului nu a venit în ajutorul meu. But these Christians did. Dar acești creștini au făcut-o. They knew I was not a Christian. Deși eu nu sunt creștină. They knew I spoke against Christianity. Ei știau că eu vorbesc împotriva creștinismului. But they loved me. Dar m-au iubit. And they have won my heart. Și mi-au câștigat inima. And I want to become like them. Și eu vreau să devin ca ei. You cannot close down this church. Nu puteți să închideți această biserică. What had happened there? Ce s-a întâmplat acolo? They had learned to be a community in fellowship. Ei au învățat să fie o comunitate împărtășie. And they had found such richness of love and caring in the fellowship. Și au găsit așa o bogăție de dragoste și de grijă unii față de alții în părtășia bisericii. After they had gathered together, astfel încât după ce s-au adunat împreună, they scattered. S-au răspândit. And what did they do? Și ce au făcut? They shared what they had been learning in the gathering. Au împărtășit cu alții ceea ce învățaseră în comunitatea creștină. So church is not somewhere we go. Deci biserica nu este un loc la care mergem. And you can't have a church of one. Și nu poți să ai o biserică formată dintr-un singur church membru. Is a community of people. Biserica este o comunitate de oameni. Focused on the Lord Jesus. Care își îndreaptă toată atenția asupra Domnului Isus. Gathering for discipleship. Care se adună pentru ucenicie. Coming together to encourage each other in worship. Care vine împreună pentru a se încuraja unii pe alții la închinare. For supporting each other in fellowship. Și care se susțin unii pe alții. And then in the strength of all these things, scattering. Și apoi, împuterniciți de toate aceste lucruri, se răspândesc. And the effectiveness of what we do together. Și eficiența a ceea ce facem împreună will determine the effectiveness of what happens when we part from each other. Va determina eficiența a ceea ce facem după ce ne despărțim. I pastored a church in America for 30 years. Am păstorit o biserică în America timp de 30 de ani. It was a large church. Era o biserică mare. We used to have 4 services. Și aveam 4 servicii. And we had a big crowd of people leaving and another big crowd trying to get in at the same time. Și în același aveam o mare mulțime de oameni care ieșea și o mare mulțime de oameni care intra în același that timp. Three times on a Sunday morning. Acest lucru se întâmpla de 3 ori într-o duminică dimineață. And I had a friend come over from England. Și am avut un prieten din Anglia care mă vizita. And in England we don't have big churches like that. Și în Anglia nu avem biserici așa de mari. And my friend was so excited. Și prietenul meu era foarte încântat. And we said, I get so excited about all these people here. Și spunea, sunt atât de încântat să văd atât de mulți oameni aici. I am so excited to see all these people coming in. Sunt atât de încântat că toți oamenii aceștia vin aici. He said to me, aren't you excited? Și m-a întrebat, ești și tu încântat? I said, yes, I am. Și am spus, da, sunt. I'm excited to see them coming in. Sunt foarte bucuros să-i văd venind. But there's something excites me far more than seeing them coming in. Dar există ceva ce mă entuziasmează mult mai mult decât ai vedea venind. My friend said, what can that be? Și prietenul meu m-a întrebat, oare ce să fie? I said, I get more excited when I see them going out. Sunt mult mai entuziasmat când îi văd plecând. Because I begin to imagine all the places they will go before we gather again. Pentru că îmi imaginez toate locurile în care vor merge și la care vor ajunge înainte de a ne întâlni din nou împreună. I think of all the people they will meet. Mă gândesc la toți oamenii cu care se vor întâlni. I think of all the needs they will come across. Mă gândesc la toate nevoile pe care le vor întâlni. All the opportunities they will meet. Toate oportunitățile cu care se vor întâlni. And I know something in my heart. Și știu ceva în inima mea. If there is reality in their worship. Dacă există realitate în închinarea lor and their discipleship și în ucenicia lor and their fellowship și în părtășia lor, there'll be power in their mission. Va fi putere în misiunea lor.
God's kingdom will be increased. Și împărăția lui Dumnezeu va crește. And God's name will be honored. Și numele lui Dumnezeu va fi onorat. And the church on earth will grow. Și biserica de pe pământ va crește. And sisters and brothers, that's why we're here. Și frați și surori, din acest motiv suntem aici. Church is not somewhere you go. Biserica nu este un loc la care mergi. Church is something we are. Ci biserica este ceva ce suntem. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Thank you very much. You are very Thank welcome. You.